În urmă cu 30 de ani începeau lucrările la Palatul Administrativ, una dintre clădirile ce trebuiau să devină un simbol al județului și al Devei. Abandonată după câțiva ani din lipsa de fonduri, clădirea a ajuns o ruină. Corpul cel al clădirii, aflat de ani buni în administrarea primăriei Deva, a devenit un adevărat focar de infecție, precum și adăpost pentru oamenii străzii. Pentru că administrația locală nu a făcut niciun demers pentru reabilitarea clădirii, reprezentanții AUR susțin că vor căuta soluții astfel încât clădirea să fie redată devenilor. În corpul C al Palatului Administrativ ar fi trebuit să se mute toate birourile primăriei Deva. Din bugetul local se plătește paza edificiului și probabil conservarea acestuia. Însă nimeni nu se mai interesează cu adevărat de clădirea împrejmuită, peste care natura pune stăpânire încet, dar sigur. Doar asta are și umbre. Asta este un real pericol. S-a găsit această soluție de pavoazare a gardului și, după cum este și vorba, afară e vopsit gardul, destul de șubred vopsit. Eventual să ne orientăm și pe lateral, să leopardul. Vedem. Este un muzeu al incompetenței. De ce spun lucrul acesta? Pentru că asistăm și avem această clădire ca și simbol al incompetenței administrației prin prisma faptului că, ani de zile, nu s-a reușit a se face ceva cu ea. Suntem în centrul municipiului Deva și cu toate acestea și avem această clădire în care s-au investit foarte mulți bani. Palatul Administrativ, așa ar fi trebuit să se numească, însă din păcate este ruina administrației hunedorene. Ruina administrației hunedorene pentru că instituțiile care au coabitat pentru acest proiect nu au reușit să se pună la de comun acord, deși ulterior s-au făcut ieșiri din indiviziune, în speță primăria și-a luat partea de clădire și cu toate acestea nu au reușit să o pună în valoare. Soluția pe care o propun eu ca și viitor primar al municipiului Deva este cea de a o repune în circuit, de a găsi modalitatea de a fi repusă în circuit și a fi redat acest edificiu devenilor, pentru că, așa după cum bine a spus, este un climat de insiguranță în zonă. Adică se pot întâmpla accidente, administrația cheltuie bani cu gestionarea acestei clădiri, în speță prin pază, prin diferite forme de conservare care ele se fac sau mai puțin nu se fac, pentru că, după cum bine se poate vedea, clădirea se degradează continuu. Este un focar de infecție în zonă și cu toate acestea autoritățile nu fac nimic în acest sens. După cum bine se poate vedea, bălăriile sunt la tot pasul. În interior se acuiază oameni fără adăpost, iar pentru acest fapt tot administrația este de vină, pentru că trebuiau identificate soluții pentru acești oameni defavorizați, care, din păcate, nu este o vină a lor pentru că ei sunt în această situație, însă noi, ca și administrație, ar trebui să ne preocupăm de aceste lucruri. Soluția simplă și la îndemâna tuturor, finanțările europene și extrabugetare, concluzionează reprezentanții AUR. Experiența mea în câteva linii scurte pot să spun că se rezumă la proiecte a căror valoare depășește cu puțin suma de 250 de milioane de euro, printre ele se regăsesc și proiecte de infrastructură pentru modernizare, reabilitare, extindere sau chiar construire de la zero a unor astfel de imobile. Ceea ce pot să vă spun este că în ultimii 25 de ani de când această ruină, acest monument al necunoașterii, nepriceperii sau indolenței administrației locale zace pe, în centrul orașului. Este o vreme în care am auzit doar promisiuni, oameni care s-au arătat în fond preocupați, dar în consecință sau în cauză nu au găsit soluții. În ceea ce mă privește, mi-am propus ca din poziția pe care sper să ocup, cea de consilier local, să inițiez proiecte de hotărâre de consiliu local care să aducă o bunăstare cetățenilor de Evei printr-o reușită și anume de a găsi sursele necesare, fie că discutăm de fonduri europene sau guvernamentale, fie că discutăm de fonduri de la bugetul local, prin care să modernizăm zona, să o punem în vigoare, dacă e nevoie chiar să dărâmăm ceea ce alții s-au chinuit și n-au reușit să construiască, pentru că e păcat ca centrul orașului să rămână cu o zonă, cu un imobil pe care să nu-l putem folosi.